Știți vorba aia, îți bate faima la ușă? Nu o știți, că doar ce am inventat-o eu și am un context perfect pentru ea. Și anume Vasile. Și nu oricare Vasile, nu, ci Vasile de la televiziune. De la așa zisul ziarul știri mondene. Știți vorba aia, minciuna are picioare scurte? El este Vasile. El este Vasile, oameni buni. Ne-ați auzit în viața voastră de el, cum nici eu nu am auzit până acum câteva săptămâni. Bine, s-ar putea ca unii dintre voi să fie auzit despre acest așa zis Vasile și despre ziarul știri mondene și asta doar în cazul în care sunteți vloggeri sau artiști pe la început de carieră. Pentru că ce să vezi, omul cu asta se ocupă. Dă mesaje oamenilor dacă nu cumva vor să-și promoveze muzica și clipurile. Că el e de la televiziune. E important, el e Vasile de la televiziune, de la ziarul știri mondene. Și când te trezești cu mesaje de la acest Vasile, care zice că e de la televiziune și te întreabă dacă nu cumva vrei să-ți promovezi piesele sau clipurile la ei la televiziune, la ziarul știri mondene, e răspuns politicos că, mă, da, sigur. Că nu te deranjează publicitatea, bănuiesc, nici dacă e făcută în cel mai neauzit loc de pe întreg internetul. Că doar e publicitate. Și când auzi că publicitatea va fi făcută la televiziune, cu atât mai puțin. Că sună pompos cuvântul televiziune, nu-i așa? Așa că repet, îi răspunzi lui Vasile. Că dacă nu-i răspunzi, te va stresa omul cu mesaje până îi răspunzi. Fie cu un mesaj, fie cu vreun blog sau ceva de genul. Și de aici începe distracția. Eu de Vasile am auzit, v-am zis, când a distribuit acum câteva săptămâni, o cunoștință pe Facebook, o postare în care un tip care e cântăreț pe la început de drum, sau nu știu, încă nu a devenit faimos, nu asta se verific, când tipul ăsta a arătat scurta conversație avută cu Vasile. Iar în comentarii, ce să vezi, și alți oameni au avut câte ceva de zis despre Vasile, ba chiar au arătat și schimbul de replici avute cu Vasile, pentru că nu e așa, Vasile cu asta se ocupă. Când ți-a dat Vasile mesaj, ți-a bătut automat faima la ușă. Aici este prima parte din prima conversație. Bună ziua, suntem de la televiziune ziarul știri mondene. Da, televiziune ziarul știri mondene. Voi vă dați seama ce televiziune. Nu doriți să promovați ceva melodii la noi? A văzut că nu-i răspunde, ce să vezi? Omul a insistat după câteva ore, cu semnul întrebării. După aia a insistat iar după o oră. După aia a insistat și a doua zi. Și până la urmă omul ăsta, căruia i-a trimis mesajele, i-a răspuns. A simțit omul prost în locul lui și a răspuns. Că mă, sigur, ne bucurăm că vă plac, găsiți mai toate materialele noastre pe internet gratuit. Atâtea trebuie lui Vasile. Atâtea trebuie lui Vasile. Că s-a enervat Vasile. Păi nu e gratis publicitatea mass media. Na, omul i-a răspuns iar civilizat, atunci vă urez succes. Atunci hai pa, fă-ți pe Facebook gratis. Culmea, o să ajungem și la punctul în care o să vedeți că Vasile nostru îi face reclamă, ghiciți unde? Pe Facebook, gratis. La TV, radio, presă scrisă, online se plătește? Cine îți face ție publicitate gratuită? Cerjetor de publicitate gratuită. După ce cu omul, săracu a fost spamat cu mesaje de către Vasile, după ce că Vasile i-a băgat tot felul de astea, că nu știu ce, că la radio, că la presă scrisă se plătește, că nu știu ce, omul mai este făcut și cerșetul de publicitate gratuită. Și nu doar atât, dar mesajele de încheiere ale lui Vasile au fost, hai valea de aici, marș! Un adevărat domn. Reiese din mesajele astea profesionalismul, da? Profesionalismul, pentru că omul lucrează la televiziune, ziarul știri mondene. Este un adevărat profesionist. Hai să trecem la al doilea individ care a avut onoarea să vorbească cu Vasile. Aici a trimis Vasile niște link-uri către blogul lui de toată jena. Omul nici măcar nu s-a stresat să plătească $4-5 în plus ca să-și cumpere domeniu.ro. Ăsta.eu costă, îl găsiți, cred că și la 1 euro sau 2. Găsești maxim la $5. Și .ro mi se pare că e undeva la $10, nu știu, ceva, undeva pe acolo. Deci omul s-a calicit și a cumpărat domeniu.eu. Ce ziceți după ce a trimis linkul către blogul lui cu niște așa zise interviuri? Și na, i-a zis omul, nu, vă mulțumim pentru ofertă, bănuiesc că este o trupă, da? Vorbea în numele trupei. Gratis nu facem, hai pa! Și na, aici omul l-a salutat frumos. Ăsta e așa, e mesajul ăsta mai de încălzire al doilea. Nu a fost chiar cine știe ce. Dar trecem la al treilea. Cu același mesaj copy-paste. După ce că cum e mesajul ăsta? Fără virgulă, fără semne exclamării, fără nimic. Pur și simplu a trântit cuvinte după cuvinte și a făcut un mesaj. Și ghiște, nici măcar nu s-a stresat să-l, cum să zic, să-l corecteze. De fapt, nici nu cred că știe să-l corecteze, Vasile. Pur și simplu a luat mesajul ăla și l-a spamat pe tot Facebook-ul. Bună ziua, suntem de la televiziune ziarul știri mondene. Nu doriți să promovați ceva melodii de la noi? Și i-au răspuns oamenii, cu sigur, ar fi drăguți. Aici Vasile a început să-și frece mâinile și a zis, încă un prost care mi-a picat în plasă. 100 de lei costă, facem știri, interviu, reportaje. De necrezut așa ceva. Și a zis omul ăsta că, păi avem raduri care ne promovează din proprie inițiativă, nu avem nevoie să plătim bani pentru asta. Preza se plătește, o zi bună, nu avem facultăți, jurnaliștii,
ziariștii, nu facem gratis materiale și nici reportaje la TV sau radio. Bine, cred că reportaje la TV sau radio nu prea faceți deloc, nu că gratis. Și a zis omul ăsta, cred că și cei de la Europa FM, Gării, la Tanana, Radio 7, au facultăți. Atât a trebuit, s-a enervat Vasile nostru. Măi, tată, eu am învățat marile universități, că publicitatea se plătește. Hai, pa! Și asta este, din păcate, ultima conversație pe care am putut să o găsesc în secțiunea de comentarii. Bună ziua, suntem de la televiziune, ziarul Știri Mondene. Și a zis omul ăsta că salutare, dacă voi credeți că se potrivesc cu conceptul vostru de TV, de ce nu? Dar noi suntem cu metal extrem, cu alte alea. Și ce să vezi, iar s-a enervat Vasile. Omul ăsta pur și simplu cred că explodează de nervi, da, la tastatura aia. Nu e gratis publicitatea, nu facem publicitate gratis, este o ofertă. Da? Este o ofertă. Vasile ăsta se ocupă, cum să zic eu, blogul este înclinat când face interviuri spre muzică populară, da? Și gândiți-vă că i-a dat mesaj unui tip care are o trupă care cântă metal extrem. Gândiți-vă și voi printre interviurile alea cu oameni din industria muzicală populară să găsiți și un interviu cu o trupă care cântă metal extrem. Culmea ironiei. Și azi s-a lăsat că pe o ofertă de la o publicație care nu se potrivește nici de cum cu publicul nostru țintă, bla bla bla. Și aici iar s-a enervat Vasile. Cred că nu ați înțeles. Și omul i-a zis, cred că am înțeles foarte bine. Cum dumneavoastră cereți bani publicului și noi jurnaliștii ne oferim serviciile noastre? Că, din câte știți, oamenii așa și oferă jurnaliștii serviciile lor. Așa, cum să zic eu, la marginea drumului, cum se zice. Noi avem și facultăți, boss. Noi avem și facultăți, boss. Se vede, vedeți facultatea, da? Bine, este facultate din orice mesaj pe care îl trimite, cum îi zice, Vasilică. Tu ce ai? Ai conservatorul despre mine să vorbește așa? Cum așa, doar el știe. Omul i-a răspuns frumos. Și da, ăsta este Vasilică, tupeistul. Uitați-vă și voi câtă ură și câtă murlănie zace într-un corp de 1,50 m aproximez eu. Bun, și acum haideți să vă arăt și pagina de Facebook, Știri Mondene. Mă, v-am zis, ai zice că nu sunt oameni care cad în plasă, dar uitați aici dovada clară că îi cad oamenii în plasă. Ia uite. Al doilea. Aici reclamă la nu știu ce porcărie. Iar, al treilea. V-am zis, interviuri predominante cu oameni din... cu oameni care cântă muzică populară. Ia uite. Iar. Și acum probabil vă întrebați în ce constă faima pe care le oferă Vasile acestor oameni. Pe lângă postările pe blogul ăsta de la Hat, care are maxim 12 cititori. Un blog care este vai de capul lui. Vedeți, nici o reclamă pe blog, evident. Widget-urile în care se apară pagina de Facebook aici nu funcționează. Și ce widget mai funcționa pe aici? Am mai văzut unul. Aici, curs valuta, reclamă. Vasilică nici nu cred că știe să le dea de cap, da, acestor chestii. Deci, pe lângă faptul că postează niște interviuri, așa zise, interviuri cu acești oameni țepuiți, Vasile mai postează și pe pagina de Facebook, o pagină de mare succes. Vedeți și voi 300 de interacțiuni și 218 distribuiri. Acum vă las pe voi să ghiciți. Cine credeți că a dat acele 218 distribuiri? Prin tot felul de grupuri care nici măcar, v-am zis, nu au vreo treabă cu muzica populară sau cu muzica românească sau cu bla bla bla. Oare Vasile? Rămâne de văzut. Puteți să intrați să vedeți. Eu nu o să vă arăt acum pentru că după trebuie să-i cenzurez mecla aia și numele întreg și n-am chef. Da, și am căutat aici să văd câte vizualizări are blogul ăla pe zi sau pe lună. Nu sunt suficiente date despre el, deci na, am rămas cu nedumerirea asta. Oare depășește blogul ăsta în zilele bune 12 cititori? Nu prea cred. N-aș băga mâna în foc. Pur și simplu, uitați-vă și voi la logo-ul ăsta. Zici că e logo din anii 2002, de când era la modă Yahoo Messenger. Profesionalism, domnule. Televiziune, ziarul, Știri Mondene. Ăsta este farme cu oameni buni în ziua de azi. Cu 6 dolari, cu maxim 10 dolari, poți să-ți deschizi, cred că și gratis poți să-ți deschizi, poți să-ți deschizi pe subdomeniul, de fapt. Orice puțoi poate să își deschidă un blog pe WordPress și să-i zică ziar. Să se ducă din ușă în ușă, da? Să ciocne. Cine e? Vasile de la televiziune, ziarul, Știri Mondene. Nu doriți să promovați ceva melodii la noi? Suntem un ziar online. Da, vai de capul lui, vai și amar. Da, ăsta e Vasile de la televiziune, de la ziarul Știri Mondene. Păcăliciu care păcălește oamenii de bani, oferindu-le în schimb faimă iluzorie pe pagina lui de rahat. Vasile se crede cineva și la cât de isteț pare, cred că nici nu-i afectează goul faptul că este toată ziua și spamează oamenii cu mesaje, ca mai apoi dacă îi pică cineva în plasă și oferă cei 100 de lei pentru promovare, să spameze ori în șir prin grupuri cu oameni neinteresați de ce distribuie el.
Și aparent oamenii chiar pun botul la el, adică ați văzut câteva exemple mai devreme, oamenii chiar marcă cei 100 de lei ca să îi facă Vasile faimoși. El e om cu facultate, boss, el e om de televiziune, el e impresar artistic și redactor șef. Și ca să vă convingeți că tot ce zic eu e pe bune și nu e la cacealma, vă mai zic un singur lucru. Are și picioarele mari. Cunoscuții zic că le are impresionant de mari. Atât de mari încât toate fetele care au fost împreună cu el au mărturisit că pe perioada relației avute cu el, toate au stat pe picior mare. De absolut toți cei 100 de lei pe care îi face păcălind oamenii păcăliciul ăsta.